mai exact pe data de 5 miercuri, eram împreună cu câteva persoane aici să stăm de vorbă și m-am dus cu coana preoteasă și cu un băiat și am aprins acolo. Tot mânările la urmintele pusnicilor, cum de obicei știți că facem. Era pe la amiază la ora 12. Oameni buni, eu așa ceva n-am apucat până acum. N-am pățit. Am mai fost bătut de două ori, că s-a întâmplat, dacă vă amintiți, în noiembrie 2017, când de la Mitropolie niște băieți au spart biserica. Prima dată m-au bătut cu picioarele în spate, m-au aruncat. Un preot de la Mitropolie m-a izbit în dulap acolo, dar nu m-a lovit, nu m-a izbit. Dar aceea bătaie a trecut. Am zis și eu că, na, s-a întâmplat, s-a pierdut așa cu cumpătul. A doilea oară am fost bătut în decembrie 2017, când mi s-a dat o bucată de par, un lemn, aici și am avut fractură craniofacială laterală dreaptă. Cu 21 de zile de îngrijiri medicale. Dar miercuri au zis se întâmplă. Merg și eu să prind o lumânare cu coana preoteasă, erau și băieți aici cu mama. Mă duc cu coana preoteasă, să le ridic dacă se aprinsă lumânările, dacă nu se vin să le aprind. Și apoi când fac îndos de acum despre biserică, aud ușa cum se deschide. Și fără de veste apare preotul acesta, Constantin Andrei Ionuț, și dascălul Brânzei care filma. Deodată a început arăcnie la noi, că ce căutăm, ce facem și prima dată aș, la câteva secunde după ce a început arăcnie, mi-a dat o palmă peste mână, că eu am scos aparatul să filmez, să mă apăr, că mi-am dat seama că ceva nu-i bun, l-am sărit deodată pe noi. Și după prima palmă ce am primit-o, eu m-am plecat să-mi caut aparatul care l-a văzut pe jos. Vă spun în frica de Dumnezeu și ceva n-am pățit de când eu. M-am prins deodată cu mâinile de amândouă mâinile, că eu căutam aparatul. El îl călca cu piciorul și ne-a format camera aceea foto. Și apoi după ce o călcat, m-am prins cu amândouă mâinile lui, mâinile mele de sus. Și când m-a trântit în paretele bisericii, și început am lovit cu palmele și am... Cu coana și ies araca s-a dus jos să vadă unde obiectul acela că filma de amușie cu alt aparat. O călcat-o și pe picioare. O lovit-o în piept. Ne-a împins și unul și cealaltă, dar mai ales preotul acesta. Și-i tremura barba și-i tremura așa dinți în gură și i-am spus deodată, voi oameni buni, dar voi vă gândiți ce faceți? Voi vă gândiți ce faceți? Eu am citit la canoane, fraților, zilele acestea, următoarele cuvinte. Eu de asta vă povestesc lucrurile acestea. Să știți cât, iată, a treia oară am fost bătuți, a treia oară am fost agresați. Dar din mâinile unui preot, al un an de zile de când a lovit-o pe coana preoteasă în mai 2023, de două ori a lovit-o și martor a fost și eu și acest băiat de aici, care stă alături de noi, a lovit-o de două ori cu palma. Anul ăsta iar a lovit-o șoșo. Agresat pe o farma papuci, o sărit din papuci, din pantofi, o sărit colo, tot ce era pe papuci, ce era, știți cum, sunt niște zorzoane. Am citit oameni buni la Pidalion și spune așa, canonul 27 apostolii, canonul 19 apostolii, canonul 5 Antiohia și canonul 55 al Sfântului Vasile cel Mare. Și tălcuirile lor spun așa, dacă preotul sau episcopul va lovi vreodată pe cineva, acela să se caracterisească, să nu mai fie vrednic de preoții, pentru că noi așa n-am prins poruncă de la Mântuitorul Hristos. Și nicăieri în România sa, așa ceva nu se cade să facă celui ce slujește cele sfinte. Oameni buni, eu am fost la spital a doilea zi. M-am dus joi dimineață, că am început, am simțit rău, am văzut pe vânătările de a se facă negri. M-am dus să văd ce spune legea, ce spun doctorii. Și apoi doctorii, când au auzit acum, zice, ce-i vorba, chema repede poliția. S-au văzut despre ce a fost vorba. Am fost trimis la medicina legală, la Institutul de Medicină Legală, medicul de la Medicină Legală. Au făcut cruci când au văzut că degetele, erau trei degete puse negru aici. Eu nu vă pot arăta câte vânătăi am aici, că am două mâinile. Dar să stați la urmă ca să vă niște fotografii că am făcut. Apoi câte vânătăi sunt pe aici, așa ceva, n-am putut să văd vreodată la un preot. Oameni buni, strigam gura mare cu voi, data să plecați de aici. Că tu nu mai stai mult aici, gata. S-o gătit cu viața ta. Și oricum băgrii tale să moară îndată. Oameni buni, stau și eu și întreb, oare mitropolia o trimis? El așa a spus că eu fac ascultare. O trimis aici de ascultare un preot să vă facă babe? Să vă spună gândata să pierim? Oare ce ascultare a s-a venit preotul aici, primăți în mitropolie, ca să facă ascultare, să înceapă bate? Noi am fost caterisiți prin drept că facem naveta, că conducem o mașină. Iar acesta în canoane spune clar că dacă bate trebuie caterisit. Ei, pentru aceasta, public vă anunț. Și vă rog la urmă să rămâneți toți. Am făcut o scrisoare deschisă și am luat decizia să o semnăm astăzi toți.
prin care să-i trimitem mitropolitului Teofan la Iași și tuturor factorilor de decizie solicitare deschisă pentru a cere caterisirea acestui preot care a îndrăznit să calce. Atenție! Atenție! Și anul trecut a lovit o femeie. O femeie în veșminte. Și anul acesta a venit aici și se împingea fetele acelea pictorițe. Și acum iară cu bătaie și cu lovituri asupra noastră. Să cerem caterisirea acestui om și demisia acelui cântăreț. Oameni care fac de râs fraților Sfânta Biserică. Care fac de râs credința ortodoxă. Și care mai mult decât atât, eu nu cred că noi în satul nostru suntem de acord să fim păstoriți. Că până la urmă așa noi suntem din punct de vedere canonic și juridic. Conform statutului Bisericii Ortodoxe, noi suntem parohia Schitorășenii. Noi toți sătenii din această parohie. Păi cum îți permiți? I-a crăpat telefonul băiatului, săracul Gabriel, care filma și el. Eu l-am preotul telefonul, l-am frântigios și cu chiciorul pe dânsul. I-a crăpat telefonul și băiatul. Nici i-a crăpat camera. Cu coanii prietezi-o format papuce și-o împins-o pe acolo. Oameni buni, ca nu nebun era. Am auzit zile trecute când mi-a spus cineva, erau două persoane, construiau aici, în apropiere, o casă. Și s-a văzut printre frunzii cum doi popi erau unul peste altul și unul îi cărăbăne pumnile celălalt și bătaie. Apoi omul acela care stă pe casă, că tot l-am văzut în lumea asta. Dar un preot peste alt preot idei cu părnile și să urce pe lângă asta, n-am văzut în viața mea. Îl întreb un alt preasfințitul. Oamenii cei care s-au sfințit pe casă, filmările este toate care vor fi puse în instanțele de judecată, marturii care au fost de fapt, că au fost două, trei persoane, care s-au strâns și au văzut cum începe să ne lovească în așa haloare aceștia oameni care s-au smintit. De cine vor fi mângâiați? În al preasfințite, cine se va ocupa de sufletele lor să se mângâie și să-și revină din această mizerie cumplită, din această răutate pe care au făcut-o acești doi, Constantin, Andrei Ionuț și Brânzei George, care nu încetează fraților să facă atâta lucrare urâtă. Am vrut să vă spun aceste lucruri astăzi, iubiți credincioși, pentru că e mai bine să le cunoașteți din gura noastră. E mai bine să le știți de acolo, de la ceea ce s-a întâmplat și să le cunoașteți de la ceea care au luat legătura direct nemijlocit. Acestea sunt fotografii, eu am să vi le arăt și dumneavoastră când o să veniți la anafură, că acum nu pot să le țin eu și să le desfășor. Dumneavoastră, la urmă, după ce luați anafură, o să aveți posibilitatea ca să stați să le observați și să vedeți dacă așa sunt care, fraților, să trăim noi în satul nostru. Oare în satul acesta ce este aici? Ce este în satul acesta? Credința ortodoxă, cum se propovăduiește, fraților? Dar asta e inchiziție sau ce? Dar eu am luat de trei ori bătaie. Stau și eu și întreb ca omul. Că am auzit la apostol, spunea Sfântul Apostol Pavel. Că am trecut prin bătăi, prin cumplite dureri, corabia s-o spart. În acazăre m-am văzut Sfântul Apostol Petru ce-o pățit cu sila. L-o luat și l-o bătut, i-o dat 200 de bice în piață. Și după ce i-a dat 200 de bici, i-a luat și i-a băgat în temnițe până a doilea zi. Așa și noi. De trei ori bătuți. Cu certificat medico-legal. Da? Cu zile de spitalizare. Pe mine m-a urmărit penal 5 ani de zile că profesez că sunt preotul dumneavoastră. Să vedem acum. Îl lasă să fie supus judecății statului în care trăim sau nu. Îl caterisește după învățătura sfântă a Sfintelor Soboare sau nu? Că la noi închip mincinos și abuziv s-au îndemnat să o facă. Deci vă spun, iubiți credincioși, așa ceva nu s-a mai văzut. Și să fie filmat. Filmați de coana preoteasă, filmați de băietul acela, filmați de camerele de aici, de camerele de jur împrejur și tu să dai cu sete, să lovești în felul acesta. Eu prima dată am rămas așa, mă miram, am zis că poate el vrea să glumească. Dacă n-am văzut ce tare mă strânge și mă lovește și mă împinge, apoi mi-am dat seama că ceva nu-i bun. Dar noi unde ajungem așa? Vreau să întreb toți factorii de decizie. Dar ce se vrea de acum? Dar dumneavoastră credeți că legitimă apărare noi nu putem să cerim să punem mâna pe o haraptic? Dar o să ajungem așa să ne batem ca nebunii? Ce înseamnă asta treabă? Solicităm deci să se înceteze această mizerie, această instigare și aceste infracțiuni penale care nu fac cinste în preasfinției voastre. Vă descalifică în preasfințite Teofan pe preasfinția voastră. Îi descalifică pe preoții din oraș. Am auzit că vor să vină niște televiziuni, vor să facă un material să filmeze, să vadă tot ce s-a petrecut. E frumos așa? Nu-i chemăm noi, dar ei vin, ei vor să vadă ce se petrece cu preoții biserici.
Nu v-a ajuns să ieșit acela film 21 de rubini. Vreți amul 22 de rubini, 23 sau 30 de arginți. Cum ai vrea să se fie de acum? Vă rugăm tare din suflet pe toți și pe dumneavoastră, iubiți credincioși, să înțelegeți ce se întâmplă. Și mai ales, să fugiți de acești oameni care nu judecă. Eu am văzut în mintea și în ochii acestui preot și acestui dastăr, mintea unui bolnav, unui sărac neputincios cu mintea, care nu înțelege el de fapt ce are de făcut cu acelea două mâini. El nu înțelege că acelea două mâini se aducă jertfa fără sânge lui Hristos. Nu se umple de sânge pe altul. Ei nu înțeleg pentru ce au venit aici sau în Sfânta Taina Preoției. Iar dumneavoastră să vă deziceți de asemenea oameni. Vă rog să rămâneți la urmă să semnați toți. O să citim textul, că nu l-am acum, dar toți să rămâneți ca să semnăm acel text prin care solicităm public deschis caterisirea lui Constantin Andrei Ionuț și demisia dascălului Brânzei George pentru aceste fapte urâte. Să semneze fiecare. Diseară o să facem slujba Paraclisului Sfinților Sfila Paisie și Natan. Miercuri seară o să facem litia împreună cu vecernea praznicului Înălțării Domnului. Iar pentru Înălțarea Domnului